Șansele pentru ca lucrările de construire a sensului giratoriu de la Dedeman să înceapă în această vară cresc considerabil. Odată cu introducerea planului urbanistic zonal spre aprobare în ședința de Consiliu Local de săptămâna trecută și primirea avizului. Despre intenția de a construi acest sens giratoriu se vorbește încă din 2013. Consilierul Doru Alexandru a cerut informații suplimentare legate de oportunitatea acestei investiții. Vă rog pe domnul primar să ne spună sensul ăsta giratoriu de la... Ar fi fost necesar la Roman dacă nu era Dedemanul acolo? Și o altă întrebare, cu ce contribuie Dedemanul la finanțarea acestei lucrări mari? Sensul giratoriu ar urma să fie amenajat la intersecția DN2-E85 cu strada Plopilor. Terenurile necesare, inclusiv cele private, fiind donate de proprietari în scopul construirii acestui obiectiv, ce are ca principal scop diminuarea accidentelor rutiere. Sensul giratoriu trebuia făcut și dacă nu era Dedemanul acolo. Pentru că sensul giratoriu face legătura dintre drumul național 2-E85, cum este cunoscut, și artela ocolitoare Roman Est. Mai mult decât atât, acolo va fi o influență majoră în trafic datorită amplasării stației de colectare, selecție și transfer a gunoiului din zona Roman-Cordun, care va aduce gunoiul din Roman Metropolitan, așadar va fi un trafic major ridicat de acest transfer de gunoi pe master plan. Sensul giratoriu practic completează artera Roman Est, care preia traficul greu dinspre Vaslui și dinspre stația de transfer gunoi. Această arteră ocolitoare devine esențială prin faptul că tot gunoiul care ar fi fost transferat din zona de est a județului, din comunele de peste Siret și din partea de nord a județului, ar fi venit prin centru dacă nu ar fi existat această arteră ocolitoare. Prin urmare, această arteră ocolitoare nu numai că elimină traficul greu din municipiu, dar asigură și un transfer rapid, evitând conflictul în trafic și densitatea majoră prin mașinile care vor transporta gunoiul de Roman Metropolitan. Societatea Dedeman a donat parte din terenurile necesare construirii sensului giratoriu, o investiție amplă ce presupune inclusiv lărgirea benzilor de circulație. Dedemanul, în primul rând, este o societate care a sprijinit și sprijină municipalitatea. Veți vedea, a și donat o parte din teren de care avem nevoie, pentru că când vorbim de sens giratoriu, vorbim ca despre într-un roman, când e vorba de titlu. Titlul romanului nu reliefiază conținutul romanului în totalitate. Așa și aici, denumirea de sens giratoriu nu reliefiază în totalitate lucrarea care s-a desfășurat acolo. Pentru acolo avem benzi de decelerare, avem benzi de selecție, refugiu și așa mai departe. O lucrare amplă care presupune un teren mai mult decât avea primăria, care aparținea și unor alte entități, cum ar fi Dedeman, Arte Toscana, Primăria Cordun, Petrom, dar și privați. Conform declarației primarului Laurențiu Leureanu, Dedeman va participa inclusiv cu fonduri la realizarea acestei investiții, care se așteaptă a fi demarată în această vară pentru a fi dată în folosință în toamnă. Conform estimărilor făcute de autoritățile locale, costurile acestei lucrări depășesc 1,5 milioane de lei și vor dura cel puțin 3 luni.